Programată inițial în data de 16 noiembrie, disputa HCM Roman-HC Zalău a fost amânată prima dată pe 28 decembrie, după care, la insistențele selecționerului Gheorghe Tadici, partida s-a amânat până pe 4 ianuarie. Astfel, ultima partidă pe care zălăuancele au susținut-o în acest an a fost cea cu CSM București, joc încheiat cu victoria echipei lui Tadici cu scorul de 24-22. Cu toate că jocul cu Romanul a fost amânat, zălăuancele nu vor avea liber până în ianuarie, ci se vor pregăti în continuare pe plan local și la munte. Înainte de sărbătorile de iarnă, HC Zalău va susține și câteva jocuri de verificare, iar în perioada 21-23 decembrie, handbalistele din Zalău vor participa la un turneu amical la Cluj-Napoca. După Crăciun, în perioada 28-29 decembrie, HC Zalău va organiza o nouă ediție a Cupei Consiliului Județean.